Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că o femeie din Zalău, în timp ce conducea un autoturism pe strada 22 decembrie 1989 din municipiul Zalău, într-o curbă la stânga, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare, a intrat în curtea unei spălătorii, după care a intrat în coliziune cu un autoturism, acestea din urmă fiind proiectat într-un chioșc. În urma impactului a rezultat rănirea a 3 persoane. Din nefericire, persoana care se afla în mașina marca Volkswagen a decedat. Dai seama că noi venim cu bicicleta, vin copiii, faci rima, dar nu mă ocupăm. O discuție cu ăla de Vai de...